Atâtea am auzit cu blaturi și hai să povestim și despre Ilie Stan. Așa. Ilie Stan, am venit după perioada Petrolul. Ultimul antrenor la Petrolul atunci mi-a fost domnul Gigi Mulțescu. Da. După ce am salvat echipa de la retrogradare, toți, Da. Petrolul, mi s-a propus o prelungire de contract la Petrolul. Eu făceam naveta în timpul acela. Aveam și fetița atunci să născuse și mi-era foarte greu să fac 60 de kilometri dus, 60 întors, mi-era greu, că nu puteam să stau departe de familie și nici să mi-o mut la Ploiești. Și a venit oferta asta de la Chiajna. Eu, cunoscându-mă foarte bine cu Paraschiv, cu Ghionea, cu Petre Marin, atunci era în cadrul clubului, pardon, la Chiajna, am stat la o discuție și mi-a zis: "Bă, Max, am nevoie de tine, uite că facem un grup bun, că așa și așa și așa, așa." Ok, am mers mai departe. Mergem în cantonament mai știu unde am fost, în Scoția parcă, da, parcă în Scoția, am fost cu Chiajna și era Crețu, fundașul dreapta de la Steaua acum, Da. da? Am avut un meci cu Under-21 al lui Glasgow Rangers sau Celtic, nu mai știu, nu mai țin minte. Și coach Ilie i-a spus lui... Coach. Coach. Așa îi ziceam, da, coach. Coach, da. Coach, coach, I-a coach. spus ceva, i-a spus ceva lui ăsta, lui Crețu și ăsta a răspuns. Și gata, că-l dă afară. Eu venit cu 5-7 zile la echipă. Am făcut ședință, nu, să ia neacanta, ia-i bilet de avion lui Crețu, că-l dă afară, că îl dăm afară, că nu știu ce. Și după aia am vorbit cu Ghionea, cu Paraschiv, băi, hai bă că e tânăr ăsta, e copil, în cantonament, încărcat și el, acum că o dat odată din mână, îl dăm afară. Și ne-am dus toți, coach, nu-l dă afară, te rog, eu, hai că... Am insistat foarte mult să nu dea un jucător, eu venit de la echipă de 5 zile, 6 zile. Da. Toată discuția mea cu referitor la blatul sau ce a zis domnul Ilie Stan Da. a pornit, hai să spun cum a pornit. În momentul în care am semnat la începutul lunii iulie. Da. Începeam pregătirea pe 15 iulie. Da. Am stabilit o sumă, dar nu era vorba de bani, încă o dată spun. Niciodată la mine n-a fost chestia de bani, niciodată. Am renunțat la bani, dacă îți arăt contractul pe care l-am avut la Timișoara, o să-mi spui, bă, ai fost nebun, tu ești nebun la cap, cum să renunți la așa ceva, să te duci să joci. Înțelegi? Niciodată n-am fost omul banului, niciodată și nu o să fiu, că dacă n-am fost, nu o să fiu. Și domnul Ilie Stan a discutat contractul, banii la semnătură, ce aveam de luat, totul în regulă. Ei, în momentul în care după 3 etape, 4 etape, nu mai țin minte, era înaintea meciului cu Viitorul acasă, ne-au băgat salariile. Noi eram la mol și mie mi-au intrat jumate din bani. Și m-am dus și mi-am zis, era Petre Marin atunci cu noi la mol și am zis, zic, bă, ce mi-au intrat jumate din bani? A, păi nu, când... La noi se plătește, nu poate să-ți plătească toată luna. Deci eu am semnat în întâi și mi-au dat de pe 15, de când am început pregătirea. Dar nu Da. era nicio problemă dacă îmi spuneau lucrul ăla. Ok. Chiar nu era, nu mă deranja. Bă, nu De. se poate plăti, găsim o altă formă, îți dăm o primă, vedem. Și toate discuțiile au plecat de atunci, din momentul ăla, când eu mi-am cerut drepturile salariale. După ce nu s-a spus și am insistat și la Petre Marin, poți să-l suni și să vorbești cu el Așa. și îți confirmă sau infirmă. I-am zis, zic, Petre, ok, am greșit. Eu sunt un copil al unor părinți, sunt singur la părinți. Unchiul meu, de când am început fotbalul, ca să zic așa, unchiul meu venea la toate meciurile mele. Deci am fost un copil iubit. Da, Cum și da. tu și... I-am Corect. zis, poți să spui despre mine absolut orice, nu mă deranjează, că am greșit, că am făcut, nu mă fă blatist, că eu am în spate, am familie, am copii care vor citi lucrurile astea despre mine. Nu îmi spune așa ceva, că am greșit, da, am greșit. Dar uită-te, te rog, la fază, primul gol, în momentul în care eu protejez mingea și adversarul ciupește mingea cu șpițul. Și am zis, zic, bă, doar asta insistă la televizor. Pentru că antrenorul, știi cum e, s-a disculpat, a pierdut echipa, asta a fost blat. E cel mai simplu. I-am Da. zis, ok, îți fă cum vrei tu, dar scoate în evidență chestia asta. Nu am dat eu mingea la adversar. Dacă dădeam eu mingea, nu era offside. Dar adversarul se vede clar cum îmi ciupește mingea. Era fata aia atunci lângă Da. mine, că mi-aduc aminte. Da. Înțelegi? Nu m-au ascuns pentru că a pornit... războiul de altundeva. După aia a venit cu Paraschiv, care-i nașul copilului lui Paraschiv, ceva de genul, au grad de rudenie. După meciul de la Chiajna cu Dinamo, pe Dinamo a zis și de Paraschiv a fost blat, nu? Adică despre ce vorbim?
Puteai să-l acuzi pe Paraschiv de orice, dar nu că face blat cu contra lui Dinamo. Vreau să te întreb, minutul 38 ieși de pe teren, îți spune ceva, ți-a spus ceva, trebuia să stai pe bancă, nu era eliminat. Mi-a spus și după meci și eu eram foarte încărcat, adică mi-am dat seama că am greșit, dar nu despre asta e vorba. Dar nu-mi place să faci acuzații, am zis era etapa a 6-a sau a 7-a, noi eram pe locul 7 și Astra pe 8. Ții minte că erau sub noi. Da. Zic, de ce să fac? Zim și mie de ce. Zim ce să fac? Ei merg în Cupa UEFA, noi în Champions League câștigăm ceva, zi-mi și mie logica, zic, nu o stăpânesc, zi-mi și mie de ce să fac blat, pentru ce să fac blat, sau cum să fac, sau ce să iau, sau nu înțeleg. Și? Treceau ei un loc peste noi. Și ce ți-a zis? Nu mi-a zis nimic, a zis că asta e decizia lui și am zis, în parcare, cum am ajuns de la Astra, mi-a zis lucrul ăsta, că nu, am mai stat 2 săptămâni, nu mai știu cât am mai stat până mi-am pus la punct ce am avut de rezolvat acolo și am plecat, nu e nicio problemă. Viața bate filmul. Copilul dânsului, Danistan, a venit la voluntari și primul cu care a lucrat am fost eu. Serios? Și el era mai stânjenit, așa că știa despre ce sunt. Oh, vai de mine, cum se întorc lucrurile. Ca să vezi cum te duce viața. Și am zis, stai liniștit, e prietenul meu foarte bun, am avut o colaborare foarte, foarte bună. A venit la mine, am pregătit... Am făcut programul de pregătire al juniorilor, că atunci mă ocupam de juniorii de 99, de la voluntari Under 19. Am stat 2 săptămâni zi de zi, de la 9 la 2, să facem programul de pregătire. Am o relație foarte bună. Am zis, ce a făcut taică tu? Poate o să regrete, poate nu, poate îi pare rău, poate nu. Asta e. N-am ce să schimb.